Okay, let us return to Ephesians chapter 5. Haideți să ne întoarcem la Efeseni capitolul 5. And let's read verses 22 to 24. Și să citim de la 22 la 24. Citește cineva? So let us begin at the very beginning. Let's define submit. Deci să luăm de la început să definim supunerea. And the way we define submit is, și modul în care definim supunerea, how would we define our submission to Jesus Christ? Vine din modul în care ne înțelegem supunerea în raport cu Hristos. Yeah. Excuse me, turn to Matthew 11. Haideți să deschidem la Matei 11. Now the context, it's evangelism, this passage. Matthew 11:28-30. Contextul este unul al evangelizării, deci Matei 11 verses 28-30. De la 28 la 30. Veniți la mine toți cei obosiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, pentru că eu sunt blând și smerit în inimă și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este ușor de dus, iar povara mea este ușoară. Okay. What I want you to focus on is when he says, take my yoke upon you and learn from me. Ce aș vrea să, asupra cărui lucru aș vrea să ne concentrăm este ceea ce spune Iisus, luați jugul meu asupra mea. For my yoke is easy and my burden is light. Pentru că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. So, to be a believer, you have to not only embrace Jesus as a perfect savior, but you have to submit to him as the Lord of your life. Pentru a fi credincios înseamnă nu doar să îl îmbrățișezi pe Hristos ca salvator al tău, ci să-l urmezi, să-l asculți ca domn, ca stăpânitor al vieții tale. So we are literally yoked to Jesus. Deci chiar suntem prinși, legați în jug cu Iisus. But he tells us yoke is easy. Dar el spune jugul este bun, ușor. And it's going to be for your good. Și e spre binele tău. So whatever you have to give up to follow Christ is well worth it. Merită să orice lucru la care renunți pentru a fi cu Iisus. I think we need to think about the wife's submission to her husband along that same line. În același fel ne putem gândi privitor la soție care se supune soțului. But here's where for the wife to truly understand God's purpose in submission. Iată unde ar trebui să înțeleagă soția scopul lui Dumnezeu cu privire la supunere. You must embrace a theological concept. Trebuie să îmbrățișeze un concept teologic. That God is absolutely sovereign. Că Dumnezeu este absolut suveran. He determines everything from the beginning. El determină absolut orice lucru de la început. He controls everything in the present. Controlează absolut totul în prezent. So the idea is that if the woman has to submit to her husband, ideea este deci că dacă o soție trebuie să se supună soțului ei, then where does she how does she deal with the fear in her life? Cum abordează frica din viața ei? Because in marriage, the more the wife knows her husband, pentru că în căsnicie, cu cât o soție își cunoaște soțul mai bine, she becomes profoundly aware of his weaknesses. Devine din ce în ce mai conștientă de slăbiciunile lui. Every husband has weaknesses. Și orice soț are slăbiciuni. And so then it can become progressively harder
to submit because she can see a problem coming down the street. Așa că devine din ce în ce mai dificil să se supună pentru că ea vede problema încă de departe. If she has to rely upon him to give sound wisdom in a certain area, she knows there's not a good chance that's going to happen. Și e pus în fața situației de a se încrede în soțul ei într-o situație în care care s-ar putea să fie provocatoare pentru el. Which is why in the typical presentation of the role of a husband and wife on television. De aceea, atunci când la televizor se prezintă, se vorbește despre rolurile obișnuite ale soțului, soției. Yeah. The husband is in his workshop. Soțul în, la televizor îl vezi în atelierul lui de lucru. Just working on his stuff. Își meșterește ceva pe acolo. The wife is running the home. Soția conduce gospodăria. So the husband abdicates his role. Așadar, soțul renunță, abdică de la rolul lui. And the wife seeks to take control. Iar soția tinde să caută să preia controlul. Because if she doesn't take control, nothing's going to happen. Pentru că dacă nu face ea, nu se întâmplă. Because he has abdicated his role to lead. Pentru că el a renunțat la rolul lui de a conduce. In many ways, that is the typical marriage. Și de multe ori e modelul des întâlnit în căsnicii. And that's profoundly unbiblical. Și este profund nebiblic modelul ăsta. We've addressed the husband's role. Adresăm, abordăm și rolul soțului. So now it's really now it's time to address the wife's role. Așadar, acum este timpul să abordăm și rolul soției. And I do the husband first because I do think he actually sets the tone in the marriage. Am abordat întâi rolul soțului pentru că cu adevărat el dă tonul în căsnicie. I think the wife primarily is a responder. Mai degrabă soția este una care răspunde la tonul acesta. So when there is a problem in a marriage, așadar când apare o problemă în căsnicie, we typically look to the husband first. De obicei ne uităm mai întâi la soț. You know, what are you doing? Ce faci tu? Cum abordezi tu? Yeah. But Scripture is assuming that we understand some background information on this issue. Biblia presupune că noi luăm în calcul și niște lucruri din trecut, din background, în situația asta. So let's go back to Genesis chapter 2. Haideți să dăm înapoi la Geneza 2. We read the section previously. Am citit secțiunea anterior. And the woman was made from the rib of the man. Soția a fost făcută din coasta omului, bărbatului. But sometimes we just gloss over in verse 20 when it says, but for Adam no suitable helper was found. Dar vedem în 20, versetul 20, pentru om, pentru bărbat, nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. The woman was created to be the helper to the man. Femeia a fost creată pentru a fi ajutor pentru bărbat. Using the language of our culture today, we're talking about patriarchy. În termenii noștri, vorbim de modelul acesta al patriarhatului. Because that's the biblical model. Pentru că este modelul biblic. Yeah. And that just goes against everything that we hear today. Și asta intră în conflict cu ce auzim în jur în zilele noastre, cu tot ce auzim în jur. We are living in the age of the woman right now. Trăim în perioada matriarhatului, ca să spunem așa, în epoca femeii, feminismul. I was just reading about a complaint in women's professional basketball that they're not being paid like the men. Citeam ceva despre o plângere a cuiva în lumea asta basketului feminin, cum că nu sunt plătite la fel ca bărbații. But the difference between men and women physically is rather dramatic. Dar diferența între bărbați și femei din punct de vedere fizic este dramatică. Guys don't want the gals to be like them. Guys, yeah. Bărbații nu vor să fie ca ele. Yeah, guys are not pretty. Bărbații nu țin la frumusețe. That's the way God made them.
Așa a făcut Dumnezeu. They're made more to carry burdens. I-a construit să care, să poarte mai multe poveri, mai grele. They're bigger, stronger. Cu cât sunt mai mari, cu atât ai nevoie să fii mai puternici. Just using basketball as an example. Și să luăm basketul doar ca exemplu. Women can't jump. Femeile nu pot sări. They're not like guys. Ca bărbații. They can do other things well, but they can't jump. Pot face lucruri mai bune decât bărbații, dar în alte zone. Women have small hands. Au mâini mici. So they play with a smaller basketball. Așadar, și mingile lor sunt mai mici. But they still have problems grabbing it. Și încă le este dificil să prindă mingea. So the ball bounces around a lot because their hands aren't. You watch the guys and they just grab a bigger ball. They just grab it. Și vezi bărbații cum prind mingea eventual, poate chiar. For a guy, I have little hands. Sorry for the guy. Yeah, for a guy, I have little hands. Da, ca au mâinile mai. So it's harder to throw a football with little hands. Da, pentru femei ar fi dificil să joace fotbal cu mâinile mici. Yeah. And so when you watch the game, you say, well, a good high school boys team could beat the professional gals quite easily. Deci o echipă de jucători din liceu ar putea să concureze mai bine cu o echipă feminină de basket. Because we're different. Pentru că suntem diferiți. We play on golf. Jucăm golf. Well, the gals play their tee where they tee off is much closer to the hole. În cazul femeilor când joacă golf, distanțele sunt mai mici, le ajută mai mult. They can't play the same. Nu pot juca la dimensiunile cu care bărbații joacă. Because they can't hit it as far. Că nu bat așa de departe. Well, that's just because we're different. Asta pentru că ne asumăm că suntem diferiți. I mean, if you were watching gymnastics. Dacă privești gimnastică, în schimb, and the gals on the floor exercise, și fetele sunt pe podeaua de gimnastică, they look so much better than the guys. Arată mult mai bine decât bărbații. Because that shows the strength of how God made them. Pentru că asta le pune în evidență punctele tari în modul în cum Dumnezeu le-a construit. We are, men and women are made so different for a reason. Și femeile sunt făcute așa de diferit de bărbați dintr-un motiv clar. It wasn't to compete, it was to complement. Ele n-au fost făcute să fie competitive, ci să complementare, să completeze. If you want to compete, most gals will lose. Dacă e să te prinzi într-o competiție, multe femei ar pierde. If we had just one basketball team. Dacă ar fi să luăm ca exemplu o echipă de basket. Virtually no gals would play. Sorry? Virtually no women would play. În mod normal nicio femeie n-ar juca. If we had one baseball team, no women would play. Would play basket. La basket la fel, nu ar juca. Baseball, basket. Most all team sports, women could not compete with guys. În multe ramuri ale sportului, femeile n-ar putea ține piept bărbaților să fie în competiție cu bărbații. In professions. Dar în diferite profesii, it should be no surprise that the far, far majority of nurses are women. N-ar trebui să ne surprindă faptul că numărul femeilor care sunt infirmiere este mult mai mare, copleșitor de mare. Because it's more of a helping, nurturing kind of profession. Pentru că ține de partea asta de a ajuta, de a fi de ajutor specific femeilor. Typically, it naturally appeals to them. Și le vizează pe ele în mod obișnuit. Engineering. Ingineria, spre exemplu. Most are going to be guys. Cei mai mulți vor fi bărbați. Because guys are just a little different. Pentru că bărbații sunt pur și simplu diferiți. Engineers think things are typically more important than people. Sorry? Engineers typically think that things are more important than people. Inginerii tind să gândească că lucrurile sunt mai importante decât oamenii, decât persoanele. Hmm? He's one of them. He's not, doesn't believe. But it's so when we're trying to have a unisex society as we're trying today. Deci atunci când încercăm să construim o societate unisex, cum se încearcă astăzi, there's no way that can work. N-ai cum să o faci să funcționeze. So what we're seeing in women's sports,
ceea ce vedem în sporturile feminine, with trans individuals, cu transsexuali. A guy says, I'm a woman today and I'm going to compete in swimming. Un bărbat se consideră femeie și se bagă într-o competiție cu femeile. Chances are he'll win. Toate șansele sunt ca el să câștige. It's the way it is in track. In track. Track. În la do you know what track is? Help him. Alergare. Track and field. La alergare. Track. Yeah. Okay, running. Yes. Okay. Track. Just so but right at the beginning the Lord says by divine plan woman was made to be helper to man. Chiar de la bun început în planul divin al Dumnezeu, el a prevăzut ca femeia să fie de ajutor bărbatului. So that explains why in marriage. Așadar asta explică de ce în căsnicie she is the helper. Ea este cea care ajută. So what does that mean? Ce înseamnă asta practic? Well, example, there was another couple that I was doing premarital counseling. Ca să vă dau un exemplu, am avut un alt cuplu cu care am făcut consiliere premaritală. Both had very responsible jobs. Amândoi aveau slujbe foarte încărcate cu multe responsabilitate. Both were professionals. Amândoi erau profesioniști în ce făceau. So at one point I addressed her and are you willing to, you know, sacrifice your career to follow your husband? Și la un moment dat am întrebat-o pe ea, dacă te căsătorești, ai fi dispusă la un moment dat să-ți sacrifici jobul ca să-l urmezi pe bărbatul tău? And she said no. Și a zis nu. My answer is you're not ready to get married. Și am spus nu ești pregătită să te căsătorești atunci. Because your role is to be the helper. Pentru că rolul tău este să-l ajuți pe el. Your role is not to lead. Rolul tău nu este să conduci. Your employment is not the important employment. Slujba la care ești tu angajată nu este importantă, atât de importantă în cazul ăsta. And if you can embrace your role, și dacă nu-ți poți asuma, îmbrățișa rolul ăsta, you will find great contentment in that. N-o să găsești foarte multă mulțumire în căsnicia asta. And the reason I can say that is because that's how God made it. Și spun asta pentru că așa ne-a construit Dumnezeu. Because husband and wife are not complete without each other. Pentru că bărbatul și femeia nu sunt compleți unul fără celălalt. So we desperately need each other to be whole. Într-un mod profund, disperat, avem nevoie de unul de altul pentru a fi un întreg. Marriages are in a mess today. Căsniciile astăzi sunt într-o condiție groaznică. Because we're just ignoring the basic truths of why God put marriage together in the first place. Pentru că ignorăm principiile de bază pe care Dumnezeu a construit căsnicia. Yeah. Questions about that? Întrebări. Yes. Cum poate o soție, în ce fel practic trebuie ea să fie un ajutor potrivit din punct de vedere biblic, să zic? Adică de ce ar fi nevoie ca ea să renunțe la jobul ei ca să fie un ajutor potrivit? Scuze. De ce ar fi nevoie, de exemplu, să renunțe la job ca să-l ajute pe el în ce fel? In which way should she give up to her job to help him? Okay, it's now there's a sense in which every marriage relationship among believers is unique. Înțelegem că fiecare cuplu are particularitatea lui. So when what you do outside the home undermines your role as a wife or maybe a mother, când orice faci în afara căsniciei subminează rolul tău de gospodină, de soție, de mamă la copii. Then you have to stop doing it. Atunci trebuie să oprești asta. But that actually applies to the husband also. La fel se aplică bărbatului. Because his career path. Să ne gândim la cariera lui. Another illustration. This happened in a previous church. Un alt studiu de caz s-a întâmplat în biserica anterioară în care am fost. There was a guy who was in the cutting edge of laser research at the university. Era tipul ăsta care lucra undeva în universitate. And there'd be time he'd be working in the lab like for 24 hours.
stătea și 24 de ore în laborator. Laser, laser. And of course he was married. Era căsătorit. And that was not a problem with his wife. Nu era o problemă pentru soția lui. But then they had children. Dar apoi au apărut copiii. Twins. Gemeni. Things changed. Lucrurile s-au schimbat. And he explained it that he had to accept that it was no longer possible for him to be at the cutting edge of his field anymore. Și atunci i-am explicat că nu mai poate rămâne în zona aia de avangardă a cercetării lui. Because being the father of twins, pentru că pentru a fi tată de gemeni, he no longer had the freedom to give this amount of time to his career. Nu își mai poate permite să dea atâta timp carierei. And he understood as a believer his primary role is to be a husband and father. Și ca credincios a înțeles că are un rol primordial ca soț și ca tată. So he had to be content with the limitations on his career because he was a father of twins. Și a trebuit să fie mulțumitor să accepte faptul că își limitează cariera pentru a fi soț și tată. Example, if the husband gets a job offer for a great increase of income, but he's going to be traveling quite a bit. Dacă un soț este pus în fața situației de a accepta un job mai bine plătit, dar care presupune să călătorească mai mult de acasă, if that undermines his effectiveness as a husband or father, then he can't take the job. Dacă îi afectează rolul ca soț și tată acasă, nu poate lua jobul ăla. Hmm. So both husband and wife, their career possibilities are limited by their roles. Așadar, posibilitățile lor în carieră sunt serios limitate de rolurile pe care le au în căsnicie. But in all fairness, the woman's is affected in a greater way. Dar să fim onești, femeia este și mai mult afectată de limitarea asta în carieră. Because whatever she does, it is secondary compared to his career. Pentru că orice face ea este secundar în raport cu cariera lui. That's just so example. If you're in premarital counseling and the gal thinks that's unfair or unwilling to accept that, then și dacă ești în consiliere premaritală și fetei îi se pare incorrect și să accepte, then we would say she's not mature enough to get married. Și atunci îi spui că nu e matură suficient să se căsătorească. Just like the guy who's 30 years old but acts like a child. Cum este și cazul unui băiat, să spunem, de 30 de ani, care este destul de imatur și se poartă ca un copil. Right. So we all have to be willing to shoulder our roles that God has given us. Așadar, cu toții ar fi de dorit să ne asumăm rolurile pe care Dumnezeu ne le dă ca soț, soție, în familie. Okay, no problem. Questions? Întrebări? Yes. Yeah, I think it is wrong. Cred că este greșit. Yeah. And now, obviously, that there can be extenuating circumstances. Pot fi conjuncturi atenuante. Let's say, example, I have a friend who has a severe physical problem so that he cannot earn a living. Am un prieten, spre exemplu, care are un handicap fizic, o dizabilitate fizică severă și nu își poate permite să întrețină familia. So he has two autistic sons. Și atunci are și doi copii autiști. So in that situation the wife is earning the income. În acea situație soția este cea care aduce venit. Hmm. But normally no, that's the husband's role and dar dincolo de excepția asta e rolul bărbatului. Now let's be honest, for many women,
It's easier to go to the office than to be a mother at home. Să fim onești, pentru multe femei este mai ușor să meargă la job decât să fie acasă să țină gospodăria sau copiii. Yeah. For a woman who takes seriously her role to manage a home, pentru o femeie care își ia în serios rolul de a gestiona gospodăria, that is a huge responsibility. E o responsabilitate uriașă. And we would say that takes a PhD. Îți ia un doctorat să faci ce face femeia. Because, and of course, we go and we read Proverbs 31. Ne uităm la Proverbe 31. And so, but when we read that, we get a picture. We don't get a picture of a woman who's barefoot, pregnant in the kitchen. Nu ai imaginea unei femei barefoot. Barefoot, pregnant, and in the kitchen. Barefoot, care stă barefoot, desculță în bucătărie. Yeah, that's the caricature. Is what? That is the caricature. E o caricatură. Yes. And so no, once again, every marriage is different. Așa că din nou, fiecare căsnicie e diferită. And there is great freedom to do things differently as long as you don't undermine your role. Deci avem multă libertate în opțiunile noastre atât timp cât nu-ți subminezi rolul. Right, and so every marriage has to evaluate that. Așadar, fiecare căsnicie poate evalua lucrul ăsta. Because some women have tremendous abilities of doing a variety of things. Pentru că multe femei au o varietate fenomenală să facă diferite lucruri. And other women can't do that to that degree. Și alte femei nu au atât de multe valențe. Yeah. So once again, it depends on the marriage itself. Așadar depinde de la caz la caz, de la căsnicie la căsnicie. Turn to 1 Corinthians 11. Să ne uităm la 1 Corinteni capitolul 11. Now of course in 1 Corinthians 11 they talk about the head covering and we're not going to go that direction. Bineînțeles aici vorbește și despre acoperirea capului femeii, nu o să abordăm subiectul ăsta. Though it's an interesting direction to go. Ar fi o direcție interesantă pe care să o luăm. But I want us to look at just a couple of passages. Dar aș vrea să ne uităm doar la câteva versete. Let's read first verses 7 through 9. Să citim de la 7 la 9, 1 Corinteni 11, de la 7 la 9. Bărbatul nu este dator să-și acopere capul pentru că el... Give them time to do it, because I'm forcing him to do it, so someone's got to. The pressure, it builds, it just builds. And finally. Bărbatul nu este dator să-și acopere capul pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu, de când femeia este slava bărbatului. În adevăr, nu bărbatul a fost doar din femeie, ci femeia din bărbat. Și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. Now, this takes a little bit of explanation. Textul ăsta are nevoie de câteva explicații. Because obviously, woman is made in the image of God. Evident, și femeia a fost creată în imaginea lui Dumnezeu, după chip și asemenea lui Dumnezeu. Yeah, the beginning of Genesis tells us that. Începutul Genezei ne spune asta. But the Apostle Paul here is emphasizing the roles. Dar aici Pavel subliniază roluri. So here he says, man was made in the image of God. Și aici spune, bărbatul a fost creat după imaginea lui Dumnezeu. And the woman was made in the image of man. Și femeia a fost după imaginea bărbatului. Because she was taken out of man to be a helper. Pentru că a fost luată din bărbat pentru a-i fi ajutor. And regardless of how you handle head covering, așadar, indiferent de cum abordezi partea cu acoperirea capului, there is a visible sign, whether long hair or covering itself, of the woman's submission to her husband. Găsești în acoperirea capului, fie că e părul lung, fie că e o acoperitoare, un semn al supunerii ei către bărbat. So for a woman to glorify God, she has to embrace her role. Așadar, pentru ca o femeie să-L glorifice pe Dumnezeu, trebuie să-și asume rolul de soție. So that's, I think, that's why Paul describes it that way. Și cred că de asta opune Pavel în felul ăsta în cuvinte. Yeah.
So he says the man is made in the glory of God, but woman is the glory of man. Și spune bărbatul a fost creat pentru slava lui Dumnezeu, iar femeia pentru slava bărbatului. Because she she was made primarily to be a helper. Pentru că ea a fost făcută primordial pentru a fi ajutor. So when, if there's a complaint that most CEOs of companies are men, which they are. Și dacă este o plângere că majoritatea directorilor din firme sunt bărbați, cam așa e. But the complaint is that there should be equal participation. Și de obicei se vociferează aici că ar trebui să fie procentul egal între bărbați și femei. I would say that's never going to be true. Și spun că niciodată nu e adevărat neapărat. The only way a woman achieves it is to act like a man. Întotdeauna ceea ce atinge femeia ca să atingă asta trebuie să se comporte ca un bărbat. So you're right now in American sports, the thing is to have more women commentators for men's sports. Commentators? Commentators. Announcers. Ah, avem în ultimul timp în sport în America avem mai multe femei care comentează sporturile. But if she's going to be an announcer, she has to have a deeper voice. Dar pentru a face anunțurile astea are nevoie de o voce mai cu un timbru mai puternic. They'll never pick a woman with a high voice. Și nu se ia niciodată o femeie cu voce pițigăiată. Because in sport that would be irritating to listen to as a voice. Irritant pentru ascultători. But a lot of women have higher voices. Și multe femei au voci înalte. Unless they're a country music singer who smokes a lot of cigarettes. Decât dacă ar fuma mult țigări și s-ar mai îngroșa vocea. Yeah. So. Trebuie un cântărețe de country music. So the Lord wants these differing roles acted out. Și Dumnezeu vrea să fie văzute rolurile astea, asumate și purtate, văzute. Questions so far? Questions? Questions? Întrebări? Thank întrebări. În ce sens spune propunerea acestui om ajutor? Which way? What does it mean to be a helper? Well, that's where there can be great diversity. Aici o să avem o diversitate. Depends on the relationship. Depinde de relația lor. You know, how does your husband need help? În ce fel are bărbatul nevoie de ajutor? Yeah. There is a certain uniqueness to every relationship. Există o unicitate, specificitate a fiecărui cuplu. I have 4 children, 2 boys, 2 girls. Am 4 copii, 2 băieți, 2 fete. They're believers and I married all of them. Sunt credincioși, sunt toți căsătoriți. But I had to explain to them that how they do things in their marriage. Dar ar trebui să le explic că modul în care fac lucruri în căsnicie might look a little different than my marriage to their mother. O să arate diferit de căsnicia mea cu a mamei lor, soția mea. As long as we don't violate scripture, atâta timp cât nu încalcă scriptura, we have freedom to do things differently. Avem libertate să facem lucruri diferit. Right. So they need to have the freedom to do it different than we would do it. Și au nevoie de libertate să facă lucruri diferit de cum le-am fi făcut noi. Example. Spre exemplu. If I waited for my wife to clean the windows. Dacă aș fi așteptat după soția mea să spele geamurile, the expression is hell would freeze. Hell would freeze. Iadul îngheață. Adică niciodată, până îngheață iadul, ar trebui să aștept. Because să spele. She doesn't see it. Pentru că nu vede nevoia de a șterge geamurile. I, on the other hand, eu pe de altă parte, I am OCD about the windows. Eu sunt am o tulburare compulsivă când vine vorba de spălatul geamurilor. Well, if the windows mean so much to me, dacă ferestrele înseamnă așa de mult pentru mine, and they truly don't mean much to her. Și chiar nu înseamnă atât de mult pentru ea. Now, organizing all the cabinets correctly, that means a lot to her. Să își organizeze sertarele înseamnă mult pentru ea. So since windows are important to me, then I'm going to be the one who does the windows. Și atunci dacă ferestre înseamnă așa de mult pentru mine, cel mai probabil eu o să mă ocup de ferestre. To put that on her would be unfair. Ar fi nedrept să pun asta asupra ei.
Yeah, because I'm the one that thinks it's important. Pentru că eu sunt cel pentru care sunt importante ferestrele. So I'm the one to do it. Așadar, eu voi ajunge să le well, fac. In another relationship, that may not be correct at all. În altă relație, lucrul ăsta n-ar fi deloc corect. Yeah, we're all, it's all different. Suntem diferiți, pur și simplu. But the roles of a wife being a helper, the guy being a servant leader, that's all the same. Dar rolurile al femeii de a fi ajutor și a soțului de a fi un lider slujitor rămân ca roluri. So we don't expect everybody to look the same. Așadar, nu ne așteptăm ca toți să arate la fel. Questions. Întrebări. Dacă, yes. Dacă pentru soț este atât de important ca geamul să fie curat, asta nu intră în categoria o nevoie a lui, unde soția trebuie să fie ajutor? It could be. Ar putea să fie. But since we're talking me as a husband, dar atât timp cât vorbesc despre mine ca soț, who is supposed to understand his wife, care ar trebui să înțeleagă soția, she has plenty to do. Ea are o grămadă de alte lucruri de făcut. Right. And so, if she did it, she probably wouldn't satisfy me. Dacă ar face-o ea, probabil n-ar face-o într-un mod care să mă mulțumească. Right. Because I'm OCD about pentru the windows. Pentru că eu sunt obsesiv cu asta. So, it would seem common sense to me that I should be the one to do it. E la mintea cocoșului pentru mine că eu ar trebui să o fac. For me to go rearrange her spices in the cabinet. Să merg eu la ea în sertare și să-i așez spices, condimentele. Because my wife was a very orderly person. Pentru că ea este foarte ordonată. But her order would not necessarily be my order. Dar ordinea ei nu neapărat este și ordinea mea. But that was her domain. Dar este domeniul ei acolo. So when you give someone responsibility, you have to give them the freedom to do it their way. Deci când dacă îi dai cuiva o responsabilitate, trebuie să dai și libertatea de a o face în felul lui. Nobody likes to be micromanaged. Nimănui nu-i place să fie cum mai zice în română, cicălit, dădăcit. Yeah. So I assume she is going to do the things that she does in the home her way. Așadar, îmi asum faptul că ea va face acele lucruri pe care le face în felul ei. Now, she was very good at that. Acum, ea e chiar bună în asta. Before she died, înainte de a muri, she wrote out 3 long-handed written pages of how to do all the various things in the house. Mi-a lăsat 3 pagini mari cu o grămadă de lucruri de făcut prin casă, cum să le fac. Because she knew me. Pentru că știa, mă cunoștea. She did so many things. Obișnuia să fac atât de multe lucruri. But she knew now I had to do them. Știa că acum mie îmi vor rămâne să le fac. So which day do you clean the sheets on the bed? Deci în ce zi speli lenjeria de pat? You know, how do you do something else? And she'll give instructions. Cum faci, nu știu ce altceva, cu uite instrucțiunile. So even though she was in great pain before she died, she wrote all this out for me. Suferea îngrozitor înainte de a muri, a avut răbdarea să-mi scrie manualele astea. And I do consult it. Și eu aveam nevoie să le consult. So she didn't spend all her time reading theological books. Ea nu își petrecea mare parte din timp citind cărți teologice. But she was theologically grounded. Dar era ancorată teologic. But she was wonderful at relationships. Dar era foarte bună la relații. So relationally she was the center of the home. Din punct de vedere relațional, ea era centrul casei. With all of our children, cu toți grandchildren, copiii, nepoții. Everybody wanted to spend time with her. Toată lumea voia să petreacă timp cu ea. Right. But that was what was wonderful. We did not compete. Dar a fost minunat faptul că noi nu eram în competiție în privința relației. Because we were very different from each other. Pentru că eram diferiți unul de altul. But we complemented each other well. Dar ne completam unul pe altul foarte bine. Yeah. Yes. Yes. Biblia pare să arate și în Geneza și în Epistole. Femeia
pusă în valoare doar în prezența unui bărbat. Ce se întâmplă cu femeile necăsătorite? Sau văduve? Sau, da, da. Întreb pentru un prieten care are două fete. Yes, it's always a friend. Yes. Okay, our common friend. Okay, let's just take a we'll change directions for a moment. Haideți să schimbăm perspectiva pentru un moment. To be single without immorality takes an enabling from the Lord, Matthew 19. Îți trebuie o capacitate de la Domnul să rămâi singur, necăsătorit și să rămâi moral. Sometimes with singles, uneori în privința persoanelor necăsătorite, there is a complaint that the church is full of married people. Ele de multe ori aceste persoane se plâng că bisericile sunt pline de oameni căsătoriți. Yeah. You know, there's not more people like me. Nu sunt mai mulți ca mine. We have to remind them you're the exception. Trebuie să le reamintim, tu ești excepția. The majority is always going to be married folks with kids. Majoritatea întotdeauna vor fi căsătoriți și eventual cu copii. The church will never be built around you. Biserica niciodată nu va fi construită în jurul tău ca reper. That is just the way it is. Pur și simplu așa stau lucrurile. Church isn't built around me now because I'm single. Biserica nu este construită în jurul meu ca singur, ca văduv. If I go to a place for dinner, it's just me with a family, some other family. Sorry again. If I go to another place for dinner, dacă merg în altă parte să iau cina cu cineva, voi fi înconjurat de familii. I have to accept that. Va trebui să-mi asum asta. Because now I'm part of the minority. Pentru că acum sunt parte din acea minoritate. Yeah, so if there's a group with just couples, I'm not going to be there. Așadar, dacă știu dinainte că e un grup doar cu cupluri, nu voi fi acolo. Right. But that's okay. Dar e ok asta. Yeah. But on the other hand, the church needs to recognize the significance of the single life. Pe de altă parte, biserica are nevoie să reconsidere importanța oamenilor singuri. It's not necessarily a way station until marriage. Nu e neapărat o haltă, o gară în direcția căsniciei neapărat. Right. Because being single has some distinct advantages. Pentru că a fi necăsătorit aduce cu sine câteva avantaje. I have flexibility in my life to be involved with people that I never had being married. Am acum niște avantaje, niște posibilități de a mă implica în viețile oamenilor pe care nu le aveam când eram căsătorit. I have flexibility of traveling for ministry. Am flexibilitate să călătoresc mai mult în slujirea asta. Before I was always concerned not to travel too much away from my wife. Înainte mă gândeam să nu călătoresc prea mult în detrimentul soției. I was always concerned to get home as soon as possible. Aveam mereu în vedere să ajung acasă cât mai devreme cu putință. Now that's really not a concern. Acum nu mai e o preocupare asta. So and we need to take advantage of the uniqueness of singleness in a family of believers. Așadar, în familia de credincioși merită să luăm în considerare avantajele pe care le aduc cei care sunt necăsătoriți, pe care le au cei necăsătoriți. And one of the things that probably would help is for families to kind of adopt singles. Și un lucru care poate fi făcut ar fi acela ca familiile să adopte persoane care sunt necăsătorite să ia în grijă. Yeah, they can experience some of the benefits of being part of the family, but not all the responsibilities. Ei pot, cei singuri, se pot bucura de avantajele de a fi parte dintr-un grup, o familie, fără să fie cu responsabilități din familie. Yeah, so we do need to be other person-centered with regard to singles in the church. Așadar, merită să-i luăm în calcul și pe necăsătoriți atunci când ne gândim să fim altruiști, centrați în binele altuia. Because our normal way of thinking of things is someone else within a marriage relationship or a family, and they're not. Pentru că de obicei ne gândim doar la cei care sunt căsătoriți, au o familie, ceea ce nu e ok întotdeauna. Hmm. Și nu sunt asta. Did that help at all, Benny? A ajutat Benny? Nu. I asked about the value of the woman. Oh yeah. Because we tend to attach the value of women to the men.
Well, then, no, you do. You do it. You do address the value of her giftedness, her abilities. Punem în lumină valoarea abilităților, darurilor ei. The role of leadership is to provide opportunities for all believers to rolul develop liderului, their gifts in the Lord. Rolul liderilor este de a crea oportunități ca oamenii să-și pună în valoare valențele, potențialul. So that's part of the role of elders or church leadership. Atunci asta e parte din atribuțiile liderilor, prezbiterilor bisericii. So how to provide opportunities to develop the gifts of a single woman. Cum pun ei, cum creează ei oportunități femeilor necăsătorite ca să-și pună în valoare potențialul? As long as we don't violate scriptural roles. Atât timp cât nu încălcăm rolurile conform Scripturii. I wasn't really planning on it, but probably good to look at. Nu planificam, dar ne putem uita, ar fi bine să ne uităm la un text. 1 Timothy chapter 2. Din 1 Timotei capitolul 2. Verses 11 through 15. De la 11 la 15. 1 Timotei 2. Yeah, this is the context is various instructions about in a family of believers what to do. În context găsim instrucțiuni pentru membrii familiei, fiecare ce să facă. Femeii să învețe în tăcere cu toată supunerea. Nu-i dau voie femeii să învețe pe alții, nici să aibă autoritate asupra bărbatului. Să rămână în tăcere, căci mai întâi a fost creat Adam și apoi Eva. Și nu Adam a fost înșelat, ci femeia a fost înșelată și a căzut în fără de lege. Totuși, ea va fi mântuită prin nașterea de copii, dacă rămâne în credință, în dragoste și în sfințenie, alături de cuvântare. Okay. So, in any formal capacity, a woman is not to teach or have authority over men in the church. Sub nicio formă formală, femeia nu este abilitată, capacitată să dea învățătură bărbaților în biserică. Admittedly, there is a real variety of how this is applied in local churches. Poți vedea asta în mai multe feluri aplicându-se în biserica locală. Some believe that this means a woman cannot be a pastor. În anumite biserici se înțelege că femeia nu poate fi pastor. Others say no, it's far more comprehensive than that. Alții spun nu, e mult mai cuprinzător decât atât, nu doar pastor. I tend to agree with the second point of view. Eu tind să înclin spre a doua perspectivă. Yeah, it seems in any formal capacity, în orice modalitate formală de a da învățătură, a woman is not to teach or have authority over men. Femeia nu are dreptul să dea învățătură bărbaților, nu are autoritate peste bărbați. Ability has nothing to do with it. Nu înseamnă că nu are abilitate să facă. Yeah, a woman can be the best teacher in the church. Ea poate fi chiar cel mai bun învățător din biserică. But she's not allowed to formally, you know, we wouldn't have her on Sunday morning teaching. Dar nu înseamnă că trebuie să îi se dea și scena ca să poată da învățătură în biserică. No, but if we had a group of people over at the dinner table, dacă avem un grup de oameni la cină acasă, and she was one of them, și ea e una dintre acele persoane, we were having a discussion about sanctification, și avem o discuție despre sfințire, she may have the best arguments of anybody. Ar putea să aibă cele mai bune argumente dintre toți. And that would be perfectly proper. Acolo ar fi perfect potrivit. I'd have no problem if someone was struggling understanding something that she knew well. I'd have no problem saying go talk to her. Dacă cineva se confruntă cu diferite probleme și ar fi de expertiza ei, n-am nicio problemă să o recomand. Mergi la ea și vorbește cu ea. Remember Priscilla and Aquila straightened up Apollos. Amintiți-vă cum Aquila și Priscilla l-au învățat pe Apollo. I assume that was done privately. Asum că asta s-a întâmplat în privat. So privately, it's there's a level playing field, the priesthood of all believers. În privat se aplică preoția universală. But
in any formal ministry in the church, dar în orice slujire formală, publică, consacrată în biserică. So God, I don't think God wants the woman to be in either or, teaching or in authority. Nu văd posibil, conform Scripturii, să fie în postura de a da învățătură sau să aibă autoritate. Yeah. And the reason that are given, there's two reasons given. Și sunt două motive amintite aici pentru asta. And both of them have nothing to do with culture. Și niciunul din cele două motive n-au legătură cu o cultură anume. The first is the order of creation. Și unul din aceste argumente, primul este ordinea creației. Adam was formed first, then Eve. Bărbatul a fost creat primul și apoi Eva. Because what we saw is the order of creation is by God's design, because the woman was a helper to man. Pentru că vedem acolo modul în care Dumnezeu a proiectat lucrurile, cum a creat întâi bărbatul și femeia, să-i fie ajutor bărbatului. And then the second reason, which is more controversial. Și al doilea argument, care este mai controversat. Adam was not the one deceived, it was the woman who was deceived. Nu, omul este cel care a fost înșelat, ci femeia a fost înșelată. Because she was deceived, that means she cannot teach or have authority over men. Pentru că a fost înșelată, nu poate da învățătură sau să aibă autoritate peste bărbat. Hmm. So those are the two reasons given. Așadar, astea sunt cele două motive oferite. Yeah. Bogdan? Legat de conferințele pentru femei, poate o femeie de să dea învățătură for women only. Yeah, altă femeie. Sure. Sure, you would think they're wonderfully gifted women teachers to teach. Deci just în conferințele women. Pentru femei, da, e ok acolo, sunt femei vorbit. If you don't have a man in the room. No, that's not so much the issue. Nu, problema nu este dacă este prezent un om. If it's a woman's conference and a guy comes in, that's his problem. Dacă un bărbat se bagă, o face pe riscul propriu, e problema lui. But if you change the conference to couples, dar dacă schimbi conferința și dacă vorbim despre o conferință pentru cupluri, now we have a problem. Acolo apare o problemă. So that's right. But what if the ones who give teaching is a couple, men and women? No. Deci nici măcar cei care dau învățătură nici măcar să fie cuplu bărbat și femeie, doar bărbat. Să dea învățătură. Conferința poate să fie despre învățătură, să deci persoana respectivă să dea învățătură, dar doar pentru femei. That's it. Now, in our fellowship, in comunitatea noastră, we have a large amount of time given over to sharing. Avem o bună porțiune de timp pentru a împărtăși lucruri. And this is, by the way, when we live stream our teaching every Sunday. Live stream. Ah, okay. Avem învățătură prin online. But we never live stream the sharing. Dar nu de share-uit întotdeauna. Nu avem timp de împărtășit lucruri. Because that's confidential just to our family of believers. Nu le dăm mai departe pentru că are de-a face doar cu comunitatea închisă a bisericii. So what is shared during sharing? Deci ce se împărtășește în timpul acela de împărtășit? What you're learning from scripture? Ce ai învățat din scriptură? Struggles you're facing, provocări cu care te confrunți, the way the Lord has encouraged you, modul în care Dumnezeu te-a încurajat, opportunities you've had to share your faith, oportunități pe care le-ai avut de a-ți împărtăși credința. It can be all sorts of things. O grămadă de lucruri pot fi acolo. And women are just as equal as guys during the sharing time. Și când vine vorba de împărtășit, femeile și bărbații sunt au libertate egală. So if a woman shares, she was reading scripture and she got this insight. Și dacă o femeie împărtășește, uite ce am citit din scriptură și am primit insight-ul ăsta. We don't view that as teaching, she's just sharing what she learned. Nu o privim ca oferire de învățătură, ci că doar împărtășește ce a înțeles ea. Hmm. Pentru ea. Cum cum vede ideea asta că o femeie teolog scrie un comentariu biblic? Deci oferă învățătură prin No problem, because nicio problemă aici. It's like you're sitting at a table
And the woman has an insight into a passage of scripture. E ca și cum mai stai la masă și o femeie împărtășește o impresie personală despre un text din scriptură. We understand the priesthood of all believers. Înțelegem preoția universală a credincioșilor. Every believer has the Holy Spirit working in them. Orice credincios are Duhul Sfânt în el lucrând. Every believer is gifted. Fiecare credincios este dăruit de Dumnezeu. And so if she has the gift of teaching, așadar dacă ea are darul învățării, she should have good things to say. Ar avea multe lucruri bune de împărtășit. But the question is not finished. Am o a doua întrebare. Un argument folosit pentru ca femeia să ofere învățătură, să învețe pe alții în biserică, este și acesta. Femeia aceea stă sub autoritatea conducerii bărbaților. Cum comentează asta? Yeah. How do you comment this? No, I think that's exactly what 1 Timothy 2 is saying not to do. Cred că exact asta spune 1 Timotei să nu faci. Because it's assumed that everybody is under the authority of the leadership of the church. Că oricine este sub autoritatea bisericii. That's a given. E un lucru dat, așa stau lucrurile. Yeah. So with that, you're supposed to, a woman is not to teach or have authority. Așadar, femeia se presupune să nu o dea învățătură și să nu aibă autoritate. Now we give her authority over, let's say, other women and children. Yes. Îi dăm autoritate, îi înțelegem autoritatea peste alte femei sau copii. She teaches other women and children. Yes. Învață alte femei și copii. In any formal capacity. În multe slujbe asumate formale. These distinctions don't apply in informal settings. Lucrurile astea însă nu se aplică la contextele informale. It's like the Lord wants this drama acted out. E ca și cum Dumnezeu vrea să ilustreze acest act de teatru, să spunem. It's important for him. E important pentru el imaginea asta, scena. So we need to do it. Așadar avem nevoie să ținem cont de asta. Yeah. I mean we have two elderly ladies in our family of believers. În familia noastră de credincioși avem două femei care sunt presbitere. Elder women. Yeah. One of them is like 95 years old now. Bătrân, elder. Not elder as no, elderly. Old. Ah, okay. Very old. Very old. Elderly, okay. Deci avem două femei foarte în vârstă. I was wondering. Elderly. Deci avem două femei foarte în vârstă în biserica noastră. Yeah. Now she had a sharp mind. Una de peste 90 de ani, o doamnă de peste 90 de ani, are o minte foarte ascuțită. She's theologically well grounded. Este foarte bine ancorată teologic. So she's a great person to talk to. Și e o persoană foarte faină cu care ai putea discuta. She's constantly reading. Ea citește continuu. Ah. So she would be, for her to meet with anybody else would be a wonderful experience. Deci pentru ea să întâlnească cu oricine ar fi o experiență extraordinară, plăcută. But we would never have her teach a setting in a formal setting where there was guys there. Dar n-am pune-o să dea învățătură într-o duminică dimineață unde sunt și bărbați. Even though she is a gold mine to have. Deci are o minte de aur în ceea ce spune. She has no problem with that at all. Și ea își asumă treaba asta, n-are nicio problemă. It's interesting. Our fellowship which has been going on probably 35 years. Comunitatea noastră are, să zicem, 35 de ani. We don't have even a remote problem with women feeling as though they're second class citizens. N-am avut niciodată vreo problemă cum că ar fi cetățeni de mâna a doua. Actually, I think a number of our ladies are far more equipped to handle scripture than many pastors. Ba chiar multe din femeile din biserica noastră sunt mult mai echipate teologic decât mulți pastori din alte zone. So. Da, școala duminicală pentru adolescenți, să zicem. Voi este 17, 18. Should they be taught by women? Yeah, that's a fair question. E o întrebare bună, pertinentă. And I assume that some areas there can be gray areas. Înțelegem că anumite zone pot fi confuze, gri. My personal opinion. Opinia mea personală. Is simply that since we're preparing them for adulthood. Atât timp cât îi pregătesc pentru viața de adult, it would be better to have
the guy's teaching. Ar fi util, ideal să aibă bărbați care îi învață. Because that is the world they are going to enter into in the church, both the guys and the gals. Pentru că se pregătesc să-și asume rolul ăsta de bărbați în biserică, bărbați, femei. But I understand there can be gray areas. Dar înțeleg că pot fi zone incerte sau gri. So, example, let's just take something that you don't usually think about. Hai să luăm un exemplu la care nu gândim de obicei. When let's say in a large church, you're going to have you need a director of children's ministries. Hai să spunem că într-o biserică mare ai un conducător al programului de școală duminicală. On one hand, you would think that's a natural place for a woman. În mod obișnuit ai gândi că cel mai potrivit ar fi o femeie acolo. But part of her responsibilities is to manage all the Sunday school teachers. Dar parte din atribuțiile acelei persoane ar fi să gestioneze și toți învățătorii de școală duminicală. Teachers are both male and female. Și acești învățători sunt și bărbați și femei. For that reason, we wouldn't make the woman the director. Din acest motiv, n-am pune ca conducătorul programului să fie femeie. Now, I don't want to give the impression that people don't disagree with me. They do. Nu vreau să las impresia că oamenii nu contraargumentează. Uneori fac asta cu mine. But my opinion is I think this is the natural working out of what it says. Dar din punctul meu de vedere este o deducere naturală a ceea ce Scriptura spune. But in our particular fellowship, dar în comunitatea noastră specific, we push every woman to be theologically grounded. Le încurajăm pe femei să fie ancorate teologic. Though we recognize that generally more guys are interested in that than women. În general, bărbații de obicei sunt mai preocupați de zona teologică. But if a gal is really interested, we'll provide all the opportunity. Dar dacă sunt femei interesate, le creăm tot contextul necesar. So the women's ministry, women's Bible study, așadar în grupurile de studiu biblic pentru femei, în lucrările pentru femei, is really good. E foarte fain să ai femei pregătite. Yes, the gal who heads it up is theologically very good. The gal who heads it up, persoana, femeia care conduce grupul ăsta e foarte ancorată în teologie. So on one hand, you have equality before the Lord. Deci pe de o parte ai egalitate între bărbați și femei înaintea lui Dumnezeu. On the other hand, you have differing roles. Pe de altă parte ai roluri diferite. Right. This is what we have in the Trinity. Asta vedem în Trinitate. The Father, the Son, the Holy Spirit, they're all God. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt în mod egal Dumnezeu. And yet the Father, Son, Holy Spirit have different roles. Cu toate astea, atât Tatăl, Fiul, cât și Duhul Sfânt au roluri diferite. So modern culture says differing roles equals inequality. În vremea noastră se spune că rolurile diferite ar arăta că oamenii n-ar fi egali ca valoare. The scripture says no, that's not true. Nu, Scriptura spune nu despre asta e vorba. Because that's what we see with God. Asta vedem și la Dumnezeu. So let's go to 1 Peter chapter 3. Deschidem la 1 Petru capitolul 3. Would someone read the first 6 verses? There's the context is really about primele 6 versete, contextul submission, more about suffering. Contextul e vorba mai mult despre suferință. 1 Petru 3, versetele 1-6. Astfel încât, chiar dacă unii dintre ei sunt neascultători față de cuvânt, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea soților lor, văzând purtarea voastră curată în Duhul lui Dumnezeu. Frumusețea voastră să nu stea în curățirea exterioară, prin întâlnirea părului, purtarea de bijuterii, din aur sau îmbrăcarea de haine fine, ci în omul ascuns al inimii, în caracterul nepierdător al unui Duh blând și liniștit, care este foarte prețios înaintea lui Dumnezeu. Căci astfel se împotriveau ordinare Sfintele Femei, care își punea speranța lui Dumnezeu fiind supuse soților lor, precum Sara, care a ascultat de Adam și a venit Domnul. Fiicele ei a devenit voi, făcând ce este bine și nefiind vă teamă de nicio intimidare.
Let's go to the very last line. Haideți să ne uităm chiar la ultimul rând. You are her daughters if you do not do what is right, do not give way to fear. Dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva. It's only natural that when you talk about submission, the woman has to address fear. În mod natural, atunci când vine vorba de supunere, vine vorba de temerile, frica femeii. So in premarital counseling, așadar, în consilierea premaritală, we remind the woman that have you thought through, is this the kind of guy you really want to submit to? Și o întreb pe fata care vrea să căsătorească, este genul de băiat față de care te poți, vrei să te supui? Do you think you can trust him? Crezi că poți să ai încredere în el? You ought to think about that. Trebuie să te gândești serios la asta. Because once you say I do, că dacă you're stuck. Din momentul în care zici da, ești blocat, înțepenit acolo. But scripture softens it in a great way. Și Scriptura arată asta în multe feluri asta. This is the Romans 8:28 thing. Romani 8:28, spre exemplu. That is your Father in heaven who loves you. Tatăl tău din ceruri care te iubește. He controls everything that comes into your life. Controlează orice lucru care vine în viața ta. Means that he controls your husband. Asta înseamnă că el controlează și pe soțul tău. He would never allow him to do anything that was not for your good. Dumnezeu nu i-ar permite, nu ar permite ca bărbatul să facă ceva care să nu fie spre binele tău. And this assumes he's going to have unwise decisions. Asta implicând faptul că el va avea și decizii neînțelepte. He's going to sin against you. Va greși, păcătui împotriva ta. But whatever happens to you through him, dar orice ți se întâmplă ție prin el, you got to believe God actually controls him. Trebuie să crezi că Dumnezeu controlează asta. So whatever comes through to you, deci orice ajunge până la tine, he wants it, he's purposely had this happen even with sin. El intenționat, Dumnezeu intenționat a lăsat lucrurile astea să vină spre tine chiar prin metode păcătoase, to make you more Christ-like. Pentru a te face pe tine mai asemănătoare cu Hristos. To make you more of a woman of God. Mult mai asemănătoare imaginii lui Dumnezeu. And there are no exceptions. Și nu sunt excepții în asta. So if you can believe that. Deci dacă poți să crezi asta. And to believe that you have to believe in the sovereignty of God. Și ca să crezi asta trebuie să te încrezi în suveranitatea lui Dumnezeu. So if you are many and you are in deep trouble in your marriage right from the start. Deci dacă tu ești bărbat și te căsătorești, ești într-o mare dificultate de la bun început. Because the modern definition of submission is as long as he makes wise decisions, you submit. Pentru că ce spune cultura noastră sau vremurile noastre, ce spune este că dacă ești femeie, ești trebuie să te supui. But submission is obedience. Supunerea înseamnă ascultare. As long as he's not requiring you to violate scripture, să te supui atât timp cât nu încalcă scriptura, you have to obey. Scriptura îți cere să asculți. Now that sounds scary. Sună înfricoșător. Unless you believe what scripture says. Decât dacă tu te încrezi în ceea ce scriptura spune. He, your father who in heaven who loves you intensely. Tatăl tău din ceruri care te iubește intens. Controls your husband. Controlează. Just like he controls everything else in your life. Așa cum controlezi și tu orice alte lucruri din viața ta. And so submitting with a God-honoring attitude is not based on how wonderful your husband is. Supunerea în modul ăsta care glorifică pe Dumnezeu nu are de a face cu cât e de șmecher soțul tău. But it's based on how amazing your God is. Ci mai degrabă cât e de minunat Dumnezeul tău. And that changes everything. Și asta schimbă cu totul perspectiva. And that's why you don't have to be afraid. De aceea nu ai de ce să te temi. But you do need to understand that for all of us as believers, we have to experience, I mean, God choreographs a certain amount of suffering. Dar asta înseamnă, ne asumăm că în orchestrarea lui Dumnezeu noi vom experimenta multă suferință. And we don't know where it's going to come from. Și nu știm de unde ne va lovi. In my life, it's never come from unbelievers. În viața mea, suferința n-a venit neapărat de la necredincioși. It's always come from professed believers. A venit de la credincioși care și-au asumat credința. I've been kicked out of a variety of places. Am fost dat afară din diferite contexte. Because of my teaching. Datorită învățăturii mele. But no one has ever cared enough to open the Bible and try to show me where I'm wrong. Dar nimănui nu i-a păsat suficient de mult încât să deschidă Scriptura să-mi arate unde am greșit. But that's
part of God's plan for me. Dar asta e parte din planul Dumnezeu pentru mine. And I need to look at that from a biblical point of view. Și trebuie să mi văd lucrul ăsta dintr-un punct de vedere biblic. And you have to say thank you, Lord. Și trebuie să spun mulțumesc, Doamne. So. Yes. I'd like you to give us an example from your own marriage time. Of what? How did you see? Give us an example. How did you see God worked for your benefit? Oh, sure. In your marriage. The hardest time in our marriage was when my wife went through the change of life. Cel mai dificil moment pentru noi a fost când soția mea a trecut prin schimbarea asta a vieții. She had a rather severe case of it. A fost un caz foarte sever. She found herself getting angry and she didn't know why. Devenea mânioasă și nu știa de ce. It was irrational. Devenea irațională. And if I brought up it was because of the change, that didn't help matters. Și dacă îi punctam, spuneam că din cauza schimbării din viața ta, o irita, nu ajuta. She would be on medication. Trebuia să fie pe medicamente. Hormoni. But she can't stay on that for long because that causes cancer. Dar nu putea sta mult pe hormoni pentru că îi ducea spre cancer. She would be on natural products. Trebuia să fie pe produse naturiste. But that didn't do anything. Dar nu aveau mare efect. Then they put her back on medication. Și o puneau iar pe medicamente. This went on for years. Și asta a durat ani întregi. But it was teaching me to deepen my love for her. Dar asta m-a învățat pe mine să merg spre o dragoste și mai profundă către ea. I needed to learn that. A trebuit să învăț asta. I needed to learn. I needed to take my love to her to a whole new level. A trebuit să-mi duc dragostea față de ea la un alt nivel. And my love was not based on her response. Și dragostea mea nu se baza pe modul în care ea îmi reacționa. So it was a good thing for me. A fost un lucru bun pentru mine. Was it a pleasant experience? A fost o experiență plăcută? No. Nu plăcută. But it was good. Dar a fost bună ca efect. And the Lord controlled her. Dumnezeu a controlat pe ea. For my benefit. Pentru binele meu. It wasn't pleasant for her either. N-a fost plăcut nici pentru ea. Evident. But it's what his love for her dictated that she experienced. Dar dragostea mea pentru ea dicta ceea ce ea experimenta. Just like the last 2 years of her life when something bizarre happened to her. Spre exemplu, în ultimii 2 ani de viață ceva bizar i s-a întâmplat. That the doctors could not fix. Ceva ce doctorii n-au putut repara. It ultimately killed her. Și într-un final de aici i s-a tras moartea. Tremendous pain. Durere incredibilă. Great nausea. Nausea. Greață. Yeah. For great periods of time. Pentru mari perioade de timp. And that's how God loved her. Dar asta este modul în care ea a experimentat dragostea lui Dumnezeu. It's interesting. The worse it got, the worse the pain became. Cu cât a devenit boala mai grea, mai dureroasă, her love for the Lord blossomed. Dragostea ei pentru Dumnezeu a crescut. And it was something to see. Și puteai să vezi asta. Yes. And she died well. Și a murit bine. Yeah. Yeah. Yes. Cum ar trebui să considerăm o femeie creștină? How should we consider a Christian woman? Care se află which is under in domestic violence. It's a good question. Should she leave her husband or stay there? Okay. With the price of her life. Yeah, no, we would bring in the police. Ar trebui să chem poliția. Put him in jail. Și să-l pună în închisoare. It's not grounds for divorce. Nu e motiv pentru divorț. It is suffering. E suferință. But that's where the elders have to protect her. Dar e datoria prezbiterilor să o protejeze. But that's our counsel. Dar aici intervine consilierea noastră. Bring in the police and put him in jail. Face parte din procesul de consiliere, să aduci poliția, să-l pui în închisoare. For a variety of reasons, some women just find it difficult to do that. Din diferite motive, multe femei nu fac asta, să cheme poliția. But that's what would be done.
We had a large homeschool family come to our fellowship. Avem un grup de femei care fac homeschooling la noi în biserică. You know, looks like a real Christian family. O familie pare creștină pe din afară. He was like a patriarch over the family. Dar el este ca un patriar în familia lui. But it finally came out he was molesting some of the kids. Dar a ieșit la iveală faptul că el își molesta copiii. Yeah. He got 20 years in jail. Și a făcut 20 de ani în închisoare. Which is, okay. You know, and but it's Romans 8:28 for her. Dar așa s-a aplicat la ea în cazul ei, Romani 8:28. Yeah, because the Lord choreographs each of our lives uniquely. Pentru că Dumnezeu orchestrează viața fiecare dintre noi într-un mod unic. Because each of us has a unique plan to play in His plan. Pentru că fiecare dintre noi are un rol specific în planul mare al lui Dumnezeu. It's kind of like a giant jigsaw puzzle. E ca un puzzle de la mare, uriaș. You know, maybe 1,000 pieces. De cel puțin 1,000 de piese, să zicem. And you're trying to find a particular piece. Și vrei să cauți o piesă anume. It's only one of 1,000, but you can't complete. E una din 1,000, you can't complete the picture without that piece. Dar nu poți termina puzzle-ul până nu dai de piesa aia. Each of us are like one little piece in a giant puzzle. Fiecare dintre noi suntem o piesă mică din planul ăsta mare. Every piece is a little different. Fiecare este diferită cu totul de celelalte. And that's our role. Și așa stă treaba cu rolul nostru. We're here on the king's business for a limited period of time and then he takes us home. Și în perioada asta în împărăția lui Dumnezeu e rolul pe care îl ai. What about emotional abuse? Well, not only physical. It's not the same. Okay. Nu e la fel în abuzul emoțional. That emotional abuse would be the grounds for church discipline. Abuzul emoțional intră sub jurisdicția disciplinării bisericii. But not grounds for divorce. Dar nu motiv pentru divorț. What about police, jail? No. No. Because the changing of the definition of abuse. Pentru că schimbarea definiției abuzului. I think is not helpful at all. Nu ajută. If we're talking about physical abuse, that goes to jail. Dacă vorbim de abuzul fizic, asta are de face cu închisoarea. The other is we put pressure on the spouse to repent. Pentru abuzul emoțional pui presiune pe bărbat să se pocăiască. Or we excommunicate him. Sau îl excomunici. What about living together? It's called suffering. Se numește suferință. Deci el acceptă abuzul emoțional. You cannot read the New Testament without we must go through many hardships to enter the kingdom of God. Ceea ce spune Noul Testament, în împărăția lui Dumnezeu vom trece prin multe suferințe. Yeah. So we can talk about that more. But I wanted to just hit mai discutăm despre asta first, mai mult. For 1 Peter 3:7. Dar la 1 Petru 3:7. It says read verse 7. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. This is a warning to husbands that they are never to take advantage of their wife because they have to submit. E o avertizare pentru bărbați să nu se folosească de avantajul de a avea autoritatea asupra femeii. Because a woman has to submit, she's in a weaker position. Pentru că femeia îi se cere să se supună într-o poziție mai vulnerabilă. And here the husband is warned never to take advantage of her. Și aici avem o avertizare serioasă adresată bărbaților, niciodată să nu -ți treacă prin cap să te folosești de avantajul ăsta. Or forget about praying. Sau poți uita rugăciunea, nu ți se aplică, nu rugăciunea nu ți este ascultată. Yeah. Okay. Let's close in prayer.